Foarte îngust drumul ăsta spre Olintin. La ieșire din județul Inelar, Ilfov, spre județul Giurgiu. Și periculos de mers cu bicicleta. Chiar dacă legile s-au schimbat recent și au obligat șoferii să iasă cu jumătate de mașină pe contrasens ca să depășească un biciclist, ei totuși se grăbesc cei mai mulți și trec la câțiva centimetri de umărul sau de cotul meu. Poate să atingă, uite asta ce fac, tâmpitule! Poate să atingă pedala, ghidonul și să mă arunce de pe carosabil sau chiar sub roțile altei mașini sau chiar sub propriile roți. El are airbag, are carcasa aceea metalică, dar eu sunt fără niciun fel de protecție, biciclistul și trotinetistele. Autorităților nu prea le pasă de noi. Și iată, ne punem viața în pericol. Interesant ce altă grijă și preocupare au polițiștii aici la intrare în Olintin. Că-s mulți. Jandarmerie împreună. Au radar. Vânează viteză umană. Bun și așa. Dar ăștia care depășesc greșit bicicliștii trebuie prinși din mers. În flagrant, cu înregistrare video. Altfel nu o să-i obligi să respecte legea și viața celui pe două roți. Ăsta de bine de rău s-a ferit. Probabil pentru că a văzut pe vei că este poliție în față, în spate. Marginea carosabilului e denivelată de la mașini grele și de la neîngrijirea carosabilului. Te zguduie, te zguduie. Dacă ar mai fi ud sau prăfuit prândiș sau cu gheață, iarăși riști să te arunce în șanțul de pe margine sau sub roțile mașinilor. Și totuși vă îndemn să pedalați. În felul ăsta ai un mod sănătos de viață ca să combați sedentarismul și un mod nepoluant de deplasare. Ba chiar e și ieftin, dacă nu gratuit. Sunt zone în România, pe câmpii, unde terenul e ideal, perfect pentru pedalat.
non-stop sau maxim cu pauză de o lună, două pe an. În rest, 10 luni poți pedala la lucru, la școală. Îndrăznit. Trebuie la Bolintin Vale. Acolo e judecătoria. Mă duc după dreptate. A câta oară? După mai bine de 2 ani de la abuzul polițienesc, am acum pregătit cererea pentru CEDO, pentru că n-au vrut să-i tragă la răspundere penală pe cei care m-au agresat. Și acum am revenit la dosarul civil, încerc să obțin anularea amenzii aplicate abuziv. Dacă o să-mi refuze, dosarul de la CEDO o să aibă două episoade. Deocamdată îl trimit cu partea penală. Azi, mâine, dosarul Brega contra României, numărul 5 ori 6, să ajungă la poștă.